Bună seara, bine ne-am regăsit dilemele zilei. Ghici cine vine la cină, dar nu la orice cină sau nu la oricine la cină, ci la cină la ciurel. Este și un exercițiu de dicție, dar este și un exercițiu pe care am încercat să-l facem de aseară până astăzi. De ce? Pentru că, ei bine, de aseară până astăzi a circulat informația conform căreia Ion Călinoiu a fost în vizită și nu într-o vizită de lucru, nu într-o vizită instituțională, ci într-o vizită privată acasă, adică la vila pe care domnul manager al complexului energetic Oltenia Laurențiu Ciurel o deține în municipiul Târgu Jiu. Narcis Daju a și publicat niște fotografii pe Gorj News. O să vedem imediat, o să le vedem imediat. O să ascultăm și ce a avut de spus astăzi Ion Călinoiu, care a încercat în primă fază să ducă cu preșul jurnaliștii, ca să nu spun să mintă, după care s-a contrazis singur în fraza următoare. În această seară, la dilemele zilei, domnul Doru Crăete, vicepreședinte al Sindicatului Energia Rovinari, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Doamna, mulțumesc și eu pentru invitație. Și jurnalistul de investigații, Narcis Daju, de la Gorj News, mulțumesc Bună seara, că ați mulțumesc și menționat eu pentru Narcis pentru invitație. prezență. Vreau să vedem materialul, pentru că ceea ce a spus domnul Ion Călinoiu, vicepreședinte al PSD Gorj, despre vizita nocturnă la casa, la vila domnului manager de la CEO, este realmente demn de, ca să nu spun de o schiță, ci să ne apropiem de zilele noastre, de un episod așa mai monden. Haideți să vedem materialul. Deși au încercat să ascundă că au o relație care escaladează raporturile instituționale, șeful Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, și managerul complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciurel, au fost surprinși într-o ipostază care demonstrează apropierea dintre ei. Călinoiu a mers luni seara acasă la Ciurel. Mașina de la Consiliul Județean, folosită de liderul PSD, care în ultimii 2 ani a girat toate măsurile luate de șeful CEO, a staționat mai mult timp în fața curții managerului Ciurel. Jurnaliștii de la Gorj News au publicat fotografii în care mașina de serviciu de la Consiliul Județean este parcată la poarta lui Laurențiu Ciurel. Ion Călinoiu a ieșit în grabă din curtea lui Ciurel după ora 21, a urcat în bolidul cu geamuri fumurii și a plecat. Întrebat când a vorbit ultima oară cu directorul de la Complexul Energetic Oltenia, Călinoiu a mințit. Când ați discutat cu domnul Ciurel ultima dată? Păi am discutat vineri, cred. S-a contrazis însă în declarații atunci când a fost întrebat de vizita acasă la Ciurel. Aseară ați fost acasă la domnul Ciurel? Da, am fost. Ce ați Asta e culmea. Seara am fost în vizită privată. Ați fost la București. Înseamnă că mă urmăriți, nu? Sunt în filaj. Mă mulțumesc, nicio problemă. Nu mă deranjează. Nu are nicio problemă. Da. Am fost liniștit. Se poate vedea, probabil. Într-un interviu acordat Tele3, managerul complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciurel, a recunoscut că Ion Călinoiu i-a ținut spatele. Aveți o relație mai apropiată de domnul Călinoiu? Am o relație extraordinar de bună și corectă cu partea asta de partid. Pentru că, nu mă Care doresc să parte de spun, cu partid? partea de partid pe care o Domnul reprezintă domnul Călinoiu? Călinoiu. Știți că eu am făcut politică 1 an de zile. Am fost foarte greu acceptat acolo. Dânsul meu a fost unul dintre cei care m-a acceptat. Ceilalți nu. Mulți dintre ei nu. Au fost un fel de oaie neagră. Am lăsat de politică odată când am venit pe scaunul ăsta, dar domnul Călinoiu a fost omul care mi-a dezlegat, să spunem, partea de comunitate. Dânsul mi-a făcut un foarte bun lobby în privința asta și din punctul ăsta de vedere îi mulțumesc. Și mai mulțumesc pentru un lucru, pentru că mi-a ținut spatele. Laurențiu Ciurel și Ion Călinoiu au încercat să ascundă că au o relație apropiată. Șeful județului a fost acuzat că și-a angajat rudele pe posturi de conducere în cadrul complexului energetic Oltenia, condus de Ciurel din 2012, odată cu venirea la guvernare a PSD-ului, partid în care actualul manager a fost vicepreședinte și care l-a susținut în funcție. A mers domnul Călinoiu la Laurențiu Ciurel acasă și s-a simțit liniștit.
A mers la stațiune, să înțeleg, sau la masaj, că știm din când în când merge la masaj domnul Călinoiu la Clubul Pandurii, unde beneficiază de servicii complete, deși în afara programului angajaților de acolo, care vin de acasă să îl frece pe spate pe domnul Ciurel. Pe domnul Călinoiu, pe domnul Ciurel nu știm încă. Da, e posibil să meargă și Ciurel acolo, la sauna de la Pandurii, la cât de mai merg stresat unii domni, cel puțin unul, domnul Antonie, prieten cu domnul Călinoiu, merge împreună cu șeful județului, din când în când, conform informațiilor noastre. Lucrurile sunt foarte simple. De câteva luni, nici Ciurel, nici Călinoiu, nici Cârciumar nu se mai ocupă de a conduce entitățile în fruntea cărora se află. Deși au foarte multe dosare penale și ziua și noaptea se gândesc doar cum să rămână în libertate. În premieră la Tele3 vreau să dezvălui că joia trecută Ion Călinoiu și Laurențiu Ciurel au fost audiați la secția teritorială Craiova a Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar penal în care sunt cercetați pentru angajările abuzive de beizadele, de pile, de rubedenii și de clientelă politică făcute în ultimele luni la CEO. Exact în perioada în care mii de angajați, fără pile, fără susținere politică, au fost fie externalizați, fie trimiși pentru totdeauna acasă. Crezi că are vreo legătură acea deplasare la DNA a domnilor Călinoiu și Ciurel cu ceea ce s-a întâmplat aseară, cu vizita da, pe care i-a făcut-o șeful județului lui Laurențiu Ciurel? Călinoiu și Ciurel trebuie să sincronizeze declarațiile, trebuie să mintă la fel. Mai mult decât atât, mai au o altă problemă destul de gravă. Au un dușman comun și urmează o nouă dezvăluire. Am promis azi pe Facebook că va fi o seară cu multe dezvăluiri. Eu sunt foarte mâhnit de ce se întâmplă acum pe televiziunile locale și în presa locală. Nu se mai scrie nimic. Vedem cum candidatul opoziției, candidatul minune Marcel Romanescu, este adulat de toată presa controlată de PSD și nimeni nu se întreabă de ce. Nu mai avem știri, nu mai avem nimic. Ion Călinoiu anunța săptămâna trecută la TV Sud că la CEO sunt atât de multe contracte de vânzare de cărbune și de energie în momentul de față, încât nu mai e nicio problemă și nu o să se mai pună problema de disponibilizări, de șomaj tehnic și așa mai departe. Ori nu mai departe de ieri, avem iar mii de angajați trimiși în șomaj tehnic. De aceea încerc să valorific spațiul de emisie din seara asta venind cu lucruri reale care se întâmplă în realitate. Pe 5 iunie a fost chemat la DNA în dosarul Șova Victor Ponta și a avut imensa surpriză să constate că Ciurel a semnat un denunț împotriva premierului României. Este o informație care apare în premieră în spațiu public, am intrat în posesia ei de câteva zile, ea provine din anturajul imediat al premierului Victor Ponta. Deci, repet, pe 5 iunie, audiat la DNA, Ponta găsește în dosarul Șova denunț semnat de Laurențiu Ciurel împotriva sa. Deci omul pe care l-a susținut în fruntea CEO, omul căruia i-a iertat toate tâmpenile, omul căruia i-a ascuns toate infracțiunile săvârșite împotriva complexului, împotriva acestui județ și împotriva miilor de angajați, l-a turnat pe Ponta. De fapt, Ciurel a spus, răspicat, de foarte multe ori, nu mă voi duce singur la pușcărie, vă voi lua cu mine. Iată că acest lucru s-a și întâmplat. Este și explicația pentru care, deși e urmărit penal din august 2014, de către DNA în dosarul Șova, lui Ciurel nu i se întâmplă nimic. Reamintesc că Direcția Națională Anticorupție a cerut încuvințare de arestare pentru Șova, complicele lui Ciurel, a cerut încuvințare pentru începerea urmăririi penale împotriva lui Victor Ponta, al complice al lui Ciurel, dar în toată perioada asta lui Ciurel nu i se întâmplă nimic. Este evident că este protejat de DNA, a făcut un târg cu Direcția Națională Anticorupție mediat de procurorul Dănuț Volintiru.
a cărui soție bine, a primit... Bine, acum ai și dovezi, pentru că ar trebui să existe niște informații din surse judiciare. Acum că a dat că a făcut un denunț, nu înseamnă că a făcut un târg. Pentru că denunțul nu-l scutește de eventuale repercusiuni. Deci, Ciurea niciodată nu îl turna gratuit pe Victor Ponta. Dar crezi că plecarea în afară protecție. A lui Victor Ponta și faptul că nu s-a mai întors în țară premierul României cerând încă 3 săptămâni concediu pe pământ turcesc are vreo legătură cu acel denunț? Pentru că, așa cum spuneai și tu, dosarul este ceva mai vechi. Are împotriva lui Laurențiu Ciurel s-a început peste... urmărirea penală de anul trecut, de aproape peste... un an. Peste faptele penale săvârșite de Victor Ponta în perioada 2007-2008 s-a suprapus acest denunț de dată recentă al lui Laurențiu Ciurel. Este limpede că Victor Ponta a fost șocat să vadă că protejatul lui îl toarnă și și-a luat măsuri. A căutat o variantă de a fugi din peisaj, cel puțin până în momentul în care debutează vacanța parlamentară. Dar aș vrea să continui. Deci pe 5, Ponta vede denunțul semnat de Ciurel împotriva lui, iar pe 8 luni are loc o mare reuniune a liderilor PSD la București, în cadrul căreia Partidul Social Democrat, continuatorul Partidului Comunist Român, își afirmă susținerea necondiționată față de penalul suprem, Victor Ponta. După această reuniune, are loc o întâlnire între Victor Ponta, Ion Călinoiu și Laurențiu Ciurel, în cadrul căreia Ponta le spune celor doi că a aflat, că a văzut denunțul semnat de Ciurel și că pe românește îi va lua mama dracu. Bă, penalilor v-am apărat atâta timp, am fost atacat atâta timp că în județul Gorj, județul care m-a Bine, emanat ca deputat. Bine, cred că acesta este limbajul premierului. A fost mult mai dur limbajul premierului. Și, repet, am surse în anturajul imediat al premierului Victor Ponta. Nu m-aș hazarda să fac asemenea afirmații în spațiu public. După discuția asta, din data de 8 iunie, Ciurel a căutat să găsească o ocazie de a-și cere iertare față de cel pe care îl turnase. De a-și cere iertare la Victor Ponta. Și această ocazie a apărut odată cu un simpozion organizat de Intact la Palatul Parlamentului, miercuri 10 iunie. Miercuri 10 iunie, fără a fi printre speakerii conferinței, Ciurel s-a insinuat la acel simpozion pe teme de energie, a stat febril pe undeva prin ultimul rând, butonându-și non-stop telefonul, ba ieșea din sală, ba intra, iar în momentul în care s-a terminat acel simpozion, a ținut neapărat să se vadă cu Victor Ponta într-un birou ecranat, cum sunt multe în Palatul Parlamentului. În astfel de birouri ecranate, niciun serviciu din lumea asta nu poate să facă niciun fel de interceptări, pentru că de-aia sunt făcute așa. Exact în același interval orar, Victor Ponta a compărut în fața camerelor Parlamentului, pentru că miercuri 10 iunie s-a dezbătut cererea DNA de încuvințare a începerii urmăririi penale împotriva lui Victor Ponta. Deci, în afară de faptul că Ciurel și Călinoiu au fost audiați joi la DNA Craiova, au marea problemă ca un mare dușman comun, care este Victor Ponta. Și de ce să fie Victor Ponta dușmanul lui Ion Călinoiu, pe care Ponta, l-a pus vicepreședinte Victor la nivel Ponta național i-a protejat și ani a lui șir. Ciurel, pe care l-a pus director la Complexul Energetic Oltenia? Victor Ponta i-a protejat ani în șir pe acești doi penali și s-a trezit turnat de unul dintre ei. Este clar ca lumina zilei. Sigur, este o metodă de succes a DNA-ului, da? În momentul în care prinde un infractor să-l strângă de ouțe până toarnă tot ce știe. Dar să ne gândim ce a făcut Laurențiu Ciurel în intervalul ăsta din august până acum, interval în care a fost și rămâne în continuare urmărit penal de DNA în dosarul Șom. Nereținându-l, DNA i-a dat ocazia să comită noi infracțiuni și mă refer la
contractul încheiat cu SCBV Acol din Constanța, un contract total dezavantajos pentru CO, un contract de care s-au bucurat Interlop din gruparea Băhăian, un contract care, eșuând, a generat măsura din aceste zile de trimitere în șomaș tehnic a mii de angajați ai CO. Repet, sunt de acord cu ce a făcut DNA-ul, să-l țină acolo, cu tehnică pe el, să-l țină, să toarne non-stop, dar nu sunt deloc de acord ca, prevalându-se de protecția DNA-ului, Ciurel să săvârșească în continuare infracțiuni, iar în momentul în care niște ziariști scriu și dovedesc că e ilegal contractul încheiat cu BVA Call, să se ducă în instanță, să ceară 3 miliarde 500 de milioane lei vechi unor ziariști, pentru că au comis infracțiunea de a spune adevărul. Trebuie să acopere cumva găurile pe care le-a făcut domnul Ciurel. La fel cum nu înțeleg nici pe colegii de la Marea Televiziune TV Sud, care au neobrăzarea să spună că din cauza noastră, a unei anumite parte a presei, s-a suspendat contractul cu sârbii. Bine, au fost poziții publice ale conducerii complexului energetic Oltenia, din care a rezultat că partea sârbă a cerut inițial suspendarea acestui contract, pentru că firma controversată, despre care s-a tot scris, nu și-a respectat contractul. Acele sinistre trompete ale lui Laurențiu Ciurel și ale PSD-ului, care au seară de seară emisiuni pe la TV Sud. Din presă în general. Hai de la TV Sud. Trompetele de la TV Sud nu au avut curaj să apară în piața prefecturii în cele două luni în care mii de mineri și energeticieni au protestat. Dar își permit să-l ia la coafat în nesfârșite emisiuni de televiziune și să spună că e vinovat Daju, că Ciurel e atât de irresponsabil încât a semnat un contract cu Interlop din gruparea Băhăian. Bine, acolo există suficiente probe, există materiale ale instituțiilor abilitate care au verificat și au răzverificat și au constatat și au confirmat cele pe care presa le-a susținut și chiar mai multe. Pentru că au ieșit la iveală foarte, foarte multe aspecte din activitatea ultimilor ani sau a ultimului. O ultimă frază pe subiectul ăsta, ca să-i dăm ocazia și domnului lider sindical Creete să se exprime. Am atitudinea asta pentru că mâine va trebui să merg din nou la Tribunalul Gorj, unde judecătorii e posibil să mă oblige să plătesc 3 miliarde de lei vechi acestui infractor protejat de DNA, mă refer la Laurențiu Ciurel, pentru vina de a fi scris și de a fi dovedit că a greșit când a semnat contractul de vânzare de cărbune în Serbia. Deci pentru că am spus adevărul, eu mâine trebuie să merg din nou la tribunal în loc să-mi fac meseria pe care mi-am ales-o, aceea de ziarist. Bine, ceea ce s-a relatat, nu s-a relatat așa după capul unora dintre jurnaliști. A și fost confirmat în baza de evoluția evenimentelor. Repet, în baza unor înscrisuri care au provenit, bineînțeles, de la surse credibile și de bună credință și, bineînțeles, susținute partea afirmațiilor și de unii responsabili din domeniu și mai multe nu o să spun pentru că și eu sunt parte în acel dosar. Avem încredere în justiție și justiția are încredere în noi. Avem o listă de martori acolo, știm de ce i-am inclus pe acea listă, pentru că, bineînțeles, s-a mai vorbit cu ei și trebuie să confirme și instanței ceea ce unii au declarat chiar între patru ochi. Domnule Doru Creete, spuneți-mi, vă rog, măsura care s-a luat în momentul 2015, luna iunie, și anume trimiterea pentru a doua oară în șomaj tehnic a câtorva mii de angajați de la complexul energetic Oltenia, este o măsură care putea fi evitată? Domnișoara Irina, și cum? Ceea ce se întâmplă nu numai în complexul energetic Oltenia, ci în toată energia românească, în tot sistemul energetic românesc de 90 încoace, pentru un observator avizat, nu poate să existe decât o singură concluzie. Stat mafiot,
stat hoț, cu încrengături de la vârful guvernului până la ultimul directoraș. Întotdeauna există și în încrengăturile ăștia și oameni de bună credință care săracii se luptă contra vântului. De ce spun chestia asta? Uitați-vă și dumneavoastră, spunea domnul Daju mai înainte de Partidul Social Democrat, urmașul Partidului Comunist. Ce s-a întâmplat în ultimii ani în Gorj, pentru că trebuie să o recunoaștem și nu suntem mândri cu asta, dar Gorjul e etalon la ceea ce înseamnă mafia roșie. Da? Pur și simplu și-au bătut joc de mii de oameni și de un județ întreg. Pentru că nu există niciun fel de alternativă, nu există speranță pentru oamenii județului Gorj. Deci, vă aduceți aminte ce spuneau? Că avem perspective, că facem retehnologizări. S-au făcut, s-au băgat milioane de euro, milioane și milioane de euro. Dar perspectivă nu există. Nu există pentru că, spuneam mai înainte, stat mafiot, stat incompetent. Da, așa este. Uitați-vă ce miniștri avem, uitați-vă pe CV-urile lor, uitați-vă că noi nu avem niciun fel de strategie de viitor. Citeam de unăs că Germania o să închidă mare parte din centralele nucleare și bagă studii, bani în studii pentru înmagazinarea și conservarea energiei electrice. La noi nu știm ce va fi mâine. Mai asta toamnă ne spunea înainte de alegeri președintele Consiliului Județean cu managerul nostru, nu o să fie, domne, disponibilizări. Nu, o să iese pe cale naturală 600 ani de an. Eu am contract de mandat, spunea managerul, președintele Consiliului Județean la fel. Ăștia sunt oamenii care ne conduc. 600 starea de spirit, pe cale, starea de spirit, naturală, adică cei care mai au pensie, da, până la 2 ani, până la pensionare. Exact. Dar au plecat 3.000 de oameni din sistem și ce facem acum? Trimitem în șomaș tehnic. Ce facem cu zona Motru? În fiecare lună s-a întâmplat de 2 ori până acum, și în luna mai și în luna iunie. Așa este. Eu aș putea să fiu mult mai liniștit că vin dintr-o centrală care este principalul motor al acestui complex energetic. Și spun că merge prin prisma profesionalismului oamenilor, începând de la ultimul rondier și până la actualul director de termocentrală. Dar au plecat meseriași. Din 2008, mi-aduc aminte, îi spuneam domnului director... Au plecat meseriași și au venit nu s-a anume? Pus nimic în loc. Pentru că angajări s-au mai făcut. Unele dintre ele sunt acum în vizorul Direcției Naționale s-au făcut, Anticorupție. S-au făcut. A spus ceva angajări, mai devreme angajări pe bază de carnet de partid, pe bază de număr de afișe lipite, pe bază de kilometri umblați cu pufaica roșie în spate. Deci s-au făcut. Revenim la acest subiect, dar o să aflăm și cine și de ce l-a dat afară pe Eugen Pârvulescu de la Pandurii, după o scurtă pauză de publicitate. Vara asta, distracția ultra all-inclusive se numește Anna Summer Events. Pofta de răcoare este răsplătită cu o atmosferă pe măsura gusturilor tale. Apă, nisip, palmieri și multă muzică bună. De siguranță, răsfățul, confortul și satisfacția clienților se ocupă personalul nostru calificat. Piscină copii, piscină adulți, jacuzzi, șezlong și baldachine, bar și autoservire. Toate la dispoziția ta pentru o vară ultra all-inclusive la Anna Summer Events. Anna Summer Events, insula bunului gust. Luna reducerilor la Astra.
Luna aceasta nu îți faci griji nici pentru casă, nici pentru mașină. Pentru că ne gândim mereu la tine, îți oferim 10% reducere la asigurarea de locuință și 15% la asigurarea casco. Iar pentru că sănătatea este mai bună decât toate, Astra îți oferă reducere 25% la asigurarea de sănătate. Sună la 0735 410 017 și prinde reducerile Astra. Ești licean și te preocupă viitorul tău? Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Motru te pregătește pentru o carieră de viitor. Asistent medical generalist, 60 de locuri. Asistent medical de farmacie, 60 de locuri. Asistent medical laborator clinic și anatomie patologică, 30 de locuri. Tehnician controlul calității produselor agroalimentare, 30 de locuri. Tehnician transporturi interne și internaționale, 30 de locuri. Menționăm că practica de specialitate se efectuează în municipiul Motru la instituțiile de profil, Spitalul Municipal Motru, farmacii, agenți economici. Informații la 0253 410 470 sau 0755 142 735. Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Motru te așteaptă. Mezeluri în tradiții bănățene acum și în Târgu Jiu, la magazinul Agil. Produse proaspete, crud uscate, cârnați, șuncă, afumături, specialități și produse crude preparate tradițional după rețete bănățene. Prin tradiție, produsele Agil păstrează gustul și ingredientele naturale ale mezelurilor de casă specifice zonei Banatului. Respectând tradiția și calitatea, ne respectăm clienții. Magazin de producător în Târgu Jiu, strada Victoriei, bloc 41, parter. Poftește și gustă mezelurile Agil. Raico, dealer autorizat Husqvarna, anunță mari reduceri în campania de primăvară 2015. Până pe 30 iunie, nu ratați pachetele promoționale la prețuri avantajoase. La toată gama de motounelte se oferă diverse gratuități, iar la motoferăstraie primiți cadou 3 sau 5 litri de ulei pentru lanț. Vizitați magazinele din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Motru, Turceni și Padeș. Găsiți o gamă variată de motoferăstraie, motounelte, tractoare și mașini de tuns gazonul, pompe de apă și generatoare Verdina, coase manuale Fuchs Austria, precum și produse din gama Black & Decker și DeWalt. Raico, dealer autorizat Husqvarna, Târgu Jiu, strada Victoriei, 112. Telefon 0253 210 736. E al naiba de greu să fim cei mai buni. Orice om visează la o casă, orice constructor visează la un singur loc de unde să-și procure materialele de construcții și oricine știe că acest loc este Dinacom. Găsiți toate tipurile de materiale de construcții, vopsele, parchet, rigips, plăci ceramice, gresie, faianță și adeziv, obiecte sanitare, mobilier de băi, căzi și cabine de duș, instalații sanitare și electrice. Dinacom este unic distribuitor de gresie și faianță produsă de Cesarom, membru al grupului Lasselsberger și are exclusivitate pe importul de gresie și faianță din Spania, Italia, Cehia și Polonia. Reducere 15% la lichidările de stoc Cesarom și Spania. Vizitați magazinele din Târgu Jiu, situate pe strada Mihail Sadoveanu, numărul 1 și calea București 194. Telefon 0744 513 816. Construiți și finisați rapid și ieftin cu Dinacom. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Petrece cele mai frumoase clipe la Hotel Sara. Un loc cum nu-i altul în Gorj te așteaptă să te relaxezi, indiferent dacă vii pentru întâlniri de afaceri, tratament cu ape termale, masaj, saună sau petrecerea timpului liber. La Hotel Sara vă bucurați de tot confortul și toată ospitalitatea unei gazde deosebite. De asemenea, locul este alegerea perfectă pentru evenimente ca nunți, botezuri, aniversări sau petreceri private. Hotel Sara Țicleni. Primitor ca întotdeauna.
Am revenit cu a doua parte a emisiunii. Înainte de a discuta subiectul sensibil, cine și de ce a vrut să-l dea afară pe Pârvulescu de la Clubul Pandurii, încercăm să aflăm ce anume a căutat domnul Călinoiu la Laurențiu Ciurel și îi rog pe colegi să mai ruleze fotografiile cu mașina de serviciu. Atenție! Mașina Consiliului Județean la dispoziția președintelui Ion Călinoiu aseară în fața curții domnului Ciurel. Cam pe la ora aceasta se pregătea de plecare domnul Călinoiu de la Laurențiu Ciurel. De ce a încercat să mintă Călinoiu astăzi, atunci când a fost întrebat când s-a întâlnit ultima oară cu Laurențiu Ciurel și a spus că vineri, după ce s-a gândit că dădea impresia că nu s-a mai întâlnit de foarte multă vreme cu fostul vicepreședinte de la Partidul Social Democrat Gorj, după care la următoarea frază, bineînțeles, și-a dat cu stângul în dreptul, s-a contrazis, a recunoscut că, într-adevăr, a fost acasă la Laurențiu Ciurel aseară. Imaginile, oricum, spun totul, nici nu ar fi putut să nege Ion Călinoiu. De ce s-a dus Ion Călinoiu la Laurențiu Ciurel? A încercat să ne spună în prima parte Narcis Daju, care a făcut și o mare dezvăluire aici la Dilemele Zilei. Cei doi au fost chemați la DNA pentru a da declarații într-un dosar ce vizează modul în care s-au făcut angajări pe pile, angajări suspecte la Complexul Energetic Oltenia și vorbim aici de angajarea odraslelor unor edili de ruda, una dintre rudele domnului Ion Călinoiu, pentru că au fost într-adevăr făcute aceste angajări. Domnule Craiete, spuneați ceva mai devreme că au plecat oameni din acest sector, oameni care aveau o experiență, oameni instruiți și iată, vedem că exact în perioada în care se fac disponibilizările colective, sunt introduși pe ușa din dos și cei cu pile. Eu, ca să fac și o glumă, spune că domnul Călinoiu a fost la domnul Ciurel să se intereseze de cultura de iarba elefantului, știind că dumnealui e agronom și noi avem mari perspective cu cultura asta de iarba elefantului, știți, o să o băgăm prin mori, o să reducem, o să primim certificate verzi, nu știți dumneavoastră, o să vedeți. În ceea ce privește, vorbeam de șomajul tehnic și de mii de oameni disponibilizați. După ce ai disponibilizați mii de oameni, să vii acum să trimiți zona Motru și zona Rovinare în șomaj tehnic, după ce ai clamat că vei face nu știu ce fabrică de brichetare, după ce ai făcut un contract nu cu sârbii, că nu s-a făcut contractul cu sârbii, contractul s-a făcut pentru sârbi, dar s-a făcut cu, știți cu cine, cu o firmă care n-a fost în stare să-și plătească hotelul pe la Brâncuș pe aceea. Și acum trimite oameni acasă că ei sunt vinovați. Mii de oameni. Deci au plecat 3.000 și mai trimite mii de oameni în șomaj tehnic acum, trimit prin termocentrale unde la noi se lucrează cu 3 grupuri din 3 și trimit șef de secție, trimit din personalul TESA, că așa e o directivă de sus, de la CEO. Spuneați dumneavoastră de lipsa de perspectivă a celor care conduc Complexul Energetic Oltenia. Și ca dovadă a declarației pe care ați făcut-o ceva mai devreme, unul dintre directorii acestei companii spunea ieri, domnul Rușeț, Ion Rușeț. Domnul Rușeț e director? Dacă au colegii cadre, da, este director la una dintre structurile care se ocupă de comunicare în cadrul companiei. Îi place dumnealui să-i se spună director. Dânsul coordonează presa pupincuistă. Cu asta se ocupă. Ne duce în dracu dacă ajunge unul ca Rușeț director. Relațiile cu comunitatea se numește comunitatea restrânsă. Domeniul pe care îl coordonează domnul Rușeț. E bine, spunea domnul Rușeț ieri că nu
știu, că nu au făcut un calcul să vadă dacă într-adevăr după această perioadă de șomaj tehnic complexul energetic Oltenia rămâne cu ceva consistent sau dacă va fi nevoie în continuare de niște măsuri similare celor pe care le-au luat acum. Adică se fac teste pe mineri? Doamna, ce fac Irina, domnii de la complexul energetic Oltenia atâta timp cât nu au făcut un studiu să vadă intern, bineînțeles, că nu trebuie neapărat să plătești tot timpul firme care să, cărora să le dai miliarde. Eu am început prin a spune cum te ajută o măsură de austeritate. Am început prin a spune că suntem un stat mafiot. Ăsta este adevărul. Deci oamenii ăștia care ne conduc, de la ministru, de la prim-ministru în jos, ei nu știu că nu trebuie să alegem între energiile convenționale și energia verde, ci trebuie să le armonizăm. Une în Europa asta există producători cu o singură sursă de energie. Cum pot să concurez eu cu energia verde, cu energia eoliană? Apropo, știți că s-au dat licențe de producție pentru peste 15.000 de megawați. Știam eu ultima dată 15.000 s-ar putea să fie depășit și noi nu avem rețele, dacă prin absurd ar produce numai ei, n-ar putea une să le dea în rețea. Ce stat e ăsta? Ce țară e asta? Și ce, dacă la vârf există așa ceva, jos, ce poate să fie? Din punctul dumneavoastră de vedere, Ion Călinoiu, vicepreședinte la nivel național al PSD și președinte al Consiliului Județean Gorj, poate ajuta complexul energetic Oltenia? Îl poate ajuta pe Laurențiu Ciurel? Poate redresa complexul energetic Oltenia? Adică de ce ar avea nevoie Laurențiu Ciurel de Ion Călinoiu? Părerea mea e că... Ca să încercăm să aflăm de ce s-au întâlnit aseară. Nu există niciun fel de conexiuni. Nu există conexiuni de natură profesională între oamenii ăștia doi. Ce să ajute Călinoiu? Când noi avem primul ministru de la noi de aceea. Ce a făcut primul ministru? Nu mai este de la noi. Atenție, și-a donat casa. Casa de vacanță. Curios cui o fi donat. Fostei soții. Era aseară pe o televiziune un sindicalist de la sindicatele ăștia care au și culoare politică și spunea că se duc ei pe la UE să reclame ANR-ul pentru tratament discreționar al CEO și făcea referire la faptul că li se plătește celor de la Hunedoara servicii de sistem și nouă nu. Deci cei de la Hunedoara au fost puțin mai isteți ca noi și au făcut demersuri la primul ministru înainte de alegerile prezidențiale, probabil promițindu-i că-l vor vota și s-a prelungit pentru ei o hotărâre de guvern, 138, îi zice, prin care erau asigurate niște de servicii de sistem și pentru noi și pentru ei. Pentru ei s-a prelungit. Pentru noi, cu prieten Ciurel cu primul ministru Ponta, foarte bună colaborare între președintele județean, Consiliul Județean și directorul general, noi mâine, astăzi ne-a expirat. Da? Nu mai avem nici serviciile ăștia de sistem. Ne putem noi uita cu vreun fel de speranță la oamenii ăștia? Ăștia se depășesc din toate punctele de vedere. Da, spuneam, au existat foarte multe contradicții în afirmațiile lui Ion Călinoiu astăzi. Nu știm de ce s-a dus. Inițial a spus că nu l-a mai văzut pe Ciurel de vineri. Astăzi este marți. S-au văzut aseară, luni. Apoi a spus că da, a recunoscut că într-adevăr a fost acasă la Ciurel aseară, dar într-o vizită privată. Nu ne poate spune nouă ce a discutat cu Laurențiu Ciurel. După care, la un post local de radio, domnul Călinoiu a spus că a fost la Ciurel să discute despre situația CEO. Haideți să ascultăm totuși declarația lui Ion Călinoiu la prima oră, atunci când nu știa că jurnaliștii de la Gorj News au fotografiile care arată că într-adevăr a fost aseară la vila domnului Ciurel și a fost luat pe nepregătite, adică a avut un răspuns la cald pe care nu și l-a pregătit în prealabil, că nu a știut că o să fie întrebat
despre asta. Materialul 1, dacă l-au colegii pregătit? Păi am discutat vineri, cred. Aseară ați fost acasă la domnul Ciuber? Da, da, am fost. Ce asta e culmea. Aseară am fost în vizită privată. Ați fost la București? Înseamnă că mă urmăriți, nu? Sunt în filaj. Mă mulțumesc, nicio problemă. Nu mă deranjează. Nu are nicio problemă. Da. Am fost liniștit. Se poate vedea, probabil. A fost liniștit, se poate vedea. Într-o vizită privată nu poate spune ce a făcut acolo. Și materialul 2. Pentru că, spuneam, ulterior a declarat la Radio Infinit, acolo și-a servit o declarație, dar care contrazice ceea ce afirmase dimineața, că a mers la Ciurel acasă seara, atenție, să discute despre soarta CEO. De ce nu i-a putut da un telefon dacă nu s-a putut întâlni cu Laurențiu Ciurel în timpul zilei, pentru că există comunicarea aceasta instituțională, nu știm, poate binevoiește să dea un al treilea răspuns domnul Călinoiu astăzi și îi rog pe colegi să încerce să-l sune. Dar haide să vedem materialul 2, pentru că domnul Călinoiu spune că nu a discutat cu cei de la CEO, din conducerea CEO, cu nimeni din conducerea CEO, despre măsurile pe care le impun la companie, pentru că nu-i treaba complexului, nu-i treaba Consiliului Județean, ci exclusiv a conducerii complexului Oltenia. Ascultăm. Faptul că la Motru, am înțeles, depozitele sunt arhipline, s-a găsit această soluție pe care o au agreat-o și partenerii sociali și inclusiv salariați. De ce nu a discutat în discuterea înainte de a fi luat această cu cine? Asta e problema expresă a administrației. Nu avem noi treabă cu lucrurile astea. Dacă m-ați întrebat, eu am răspuns că ne-am informat și așa au stat lucrurile și înțelegerea e foarte clară. Nu avem noi treabă cu lucrurile astea. Este treaba expresă a celor de la Complexul Energetic Oltenia. Narcis Daju. Foarte multe declarații care se contrazic. De fapt, cum putem să traducem ceea ce a făcut domnul Călinoiu de aseară până astăzi? Avem de-a face cu niște circari, niște personaje despuse din filmul. Nu, sunt oameni politici care au și niște funcții publice. Irina Stoian, să ne amintim ce spunea Măscăriciu, care ocupă scaunul de prefect de Gorj. Săptămâna trecută spunea așa: la CEO nu sunt probleme pentru că eu nu le cunosc. Păi dacă tu te-ai format la casino și ai fost angajat politic la o firmă care avea lucrări la Dobrița, la spital, înseamnă că dacă tu nu cunoști că stai toată ziua la Dolce Vita, la Mogulul, de la Radio Infinit, la fotbal și nu știi nimic, nu știi de viața ta, deși teoretic primești rapoarte de la Serviciul Român de Informații, da? Înseamnă că nu există acele probleme. Al Măscării, Cion Călinoiu. Nu, atenție la limbaj. Alt personaj. Deci nu poți să fii președintele Consiliului Județean și să fii în același timp și mitoman. Să spui în interval de 30 de secunde două aserțiuni cu conținut total diferit. Cu Ciurel ori s-a văzut aseară, ultima dată, ori vineri. Într-un stat normal, Călinoiu acum ar pleca în agricultură, n-ar mai sta președinte la Consiliul Județean Gorj. Legat de acest fapt deosebit de grav care s-a întâmplat în aceste zile, trimiterea mii de oameni în șomaș tehnic. Trebuie să spunem oamenilor răspicat că dacă s-ar fi făcut un contract de export direct de cărbune în Serbia, nu am fi avut această problemă. O delegație condusă de Cosmin Popescu a fost în august anul trecut în Serbia și a agreat acolo încheierea un contract de export direct de vânzare a 17.000 de tone de cărbune lunar sau zil, nu mai știu exact, oricum, o cantitate mult mai mare decât cea preluată de interlopii din Constanța. Și totuși, Ciurel a refuzat să dea curs aceste oferte. Curtea de Conturi a scris în raportul de control că a identificat un posibil prejudiciu de peste 800 de miliarde. Avem aceea sumă magică. Ciurel i-a abonat la prejudicii de peste 800 de miliarde, același prejudiciu este și în dosarul Șova. Ciurel s-a apărat spunând că până la urmă va reuși să scadă, să crească, să ajungă la un preț de producție sub prețul de vânzare.
Dar îl întreb pe domnul Crăiete, ca specialist. Din moment ce Ciurel va reuși, să presupunem, să intre în legalitate, adică să producă cărbune la un preț mai mic de 13 euro pe tonă cu cât a vândut interlopilor. Dacă Ciurel ajunge la performanța asta, trimițând oameni acasă, se mai poate spune că iese de sub incidența codului penal? Păi dumneavoastră ați vinde o marfaz sperând ca peste 3 luni de zile sau 6 luni de zile să-i scădeți prețul știind că astăzi are un anumit preț. A spus că specialist. Nu sunt specialist, că nu sunt nici pe parte de cărbune, sunt pe parte de energie. Dar eu vă spun ce se vorbește și ce vorbesc cu oamenii și ce se vede în realitate. Deci scăderea prețului tonei de cărbune s-a plus în cea mai mare parte pe scăderea cheltuielului cu munca vie prin darea oamenilor afară, prin lipsa lucrărilor de mentenanță, lipsa reparațiilor, prin scăderea cheltuielilor. Nu prin cine știe ce metodă managerială de succes. Bine, acum nu știu dacă cineva ar putea să vină și să revoluționeze domeniul energetic. Cert este că e nevoie de o strategie și pentru această strategie sau la această strategie ar trebui să lucreze domnii care asigură conducerea la nivel Irina Stoian, național. Ne ducem mult prea departe. Noi cerem existența unei strategii când noi nu avem oameni normal la cap în funcții, da? Deci în momentul de față este limpede, nu avem oameni normal la cap la CEO, la prefectură, la Consiliul Județean și la Primăria Târgu Jiu. Și la guvernul. Nu poți să spui că Florin Cârciumalu e normal la cap din moment ce după 15 ani aleargă copiii pe spațiu verde prin centrul Târgu Jiului. Ăsta nu e un primar normal la cap. Din moment ce după 15 ani se ocupă de canalizare, în timp ce la Craiova au ajuns la străzi suspendate. Domnul Dajiu, dar vă întreb, în guvern avem oameni normali când cerem de 2 ani de zile, cerem legea cu expropierile de utilitate publică, vine primul ministru aici în Gorj și îi spunem de ea și tot eu o să rezolv. Bun, legat și te de duci acolo pe la guvern, zice că nu știu ce e pe la Ministerul de Finanțe, nu știu cine a dosit. Legat de expropieri, să lucrează la varianta ocolitoare a Târgu Jiului. Foarte bine. Felicitări, Victor Ponta, că a început această lucrare. Dar am fost ieri la familia Spânu acasă, pentru că eu fiind un ziarist adevărat care nu stau cu mâna întinsă la Ciurel, la Călinoiu și la alții, sunt căutat de oameni, pentru că mă ocup de investigații, de probleme oamenilor. Nu stau să perii în emisiuni de televiziune sau prin ziare infractori, așa cum fac mare parte din colegii din presa din Goș. Ieri am fost la familia Spânu acasă. Familia Spânu, la intrarea în preajba, înainte de cartierul de vile al ziariștilor gorjeni, care cu salarii de 800 de lei pe lună și-au creat mare parte din ei vile, Irina Stoian, tu ai vile la preajba? Nu am vile la preajba. S-ar putea să ai, dacă faci emisiuni frumoase. Nu, că deci eu nu pot să fac emisiuni frumoase. Avea. Bun. Și înainte de cartierul de vile al ziariștilor din Gorj, pe dreapta, familia Spânu și-a construit curate pe toată viața o casă de 200 de metri pătrați. A început construcția în 2012, a avut autorizație de la primarul Florin Cârciumaru și a avut și un agrement, o hârtie scrisă de la secția de drumuri naționale Târgu Jiu, în care i s-a spus, mergeți, construiți, nu va fi nicio problemă. În momentul de față vreau să vă spun că s-a ajuns cu centura până în gardurile familiei Spânu și de o parte și de alta, în condițiile în care această familie a fost în audiență la Victor Ponta la ultima prezență a premierului la Târgu Jiu și Ponta le-a garantat că nu vor păți nimic. Florin Cârciumaru, într-o recentă emisiune de televiziune, a recunoscut că acea familie are documentație beton, secția de drum național i-a spus să construiască în liniște, că nu i se va întâmpla nimic și că acea casă va fi salvată. Vreau să vă spun o muncă, Florin Cârciumaru minte cu nerușinare. Lucrările au ajuns la gardurile familiei Spânu, la preajba, și urmează să fie demolați. E o chestiune de zile. Li s-a oferit, la schimb, o sumă de mizerie. Familia Ancuța. Familia Ancuța, colegul nostru, e o altă tragedie în curs de terurare. La fel, centura e la gardurile familiei Ancuța, pentru că o firmă agreată de PSD, care în schimbul câtorva milioane de euro
trebuia să facă un proiect viabil și a făcut documentația din birou, fără să calce prin Târgu Jiu. Așa se face că în documentele din monitorul oficial privind expropierile și expropiații, familia asta, Ancuța, care la fel, îndatorându-se pe toată viața, a construit o casă cu aprobare în 2012 de la Florin Cârciumaru, figurează doar cu teren arabil. Deci, oameni buni, în ce țară trăim? Ăștia au salarii de mii de euro, au amante, au avioane, au elicoptere, au tot felul și ei trimit în monitorul oficial că unde are domnul Ancuța casa, e teren arabil. Deși pentru casa respectivă au fost emise niște acte legale, eliberare. Iar Cârciumaru iese la Goș TV și spune că a fost forțat să emită acea autorizație de către Ancuța. Păi ce primar ești, frate, tu, dacă ești așa sperios? Du-te acasă. Du-te cu caprele, cu oile, păi dacă te sperii așa ușor. Există organe de anchetă. Păi s-a autodenunțat. Dar eu îl cunosc pe Ancuța, că e colegul meu și nu pare a fi așa fioros. Eu știu de un om rezonabil. Da. Trebuie să mai luăm o scurtă pauză de publicitate și pe ultima parte a emisiunii vom dezvălui și ce anume s-a întâmplat la Pandurii, la Clubul Pandurii, acolo unde asociații au intervenit pentru schimbarea unuia dintre președinți. În momentul de față, la Clubul Pandurii, putând exista conform actelor, doi președinți. Pârvulescu suspendat și cel agreat ulterior și care trebuia să ia locul lui Eugen Pârvulescu. De ce? Cine a vrut să se ajungă aici? Cine l-a pus pe făraș pe Eugen Pârvulescu și a vrut să-l scoată în afara stadionului? Aflăm, dar după o scurtă pauză de publicitate.